La începutul acestei săptămâni, cadre ale Serviciului Armei Explozivi Substanțe Periculoase Hunedoara, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Investigației Criminale și cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată. În urma perchezițiilor, polițiști au identificat 2 pistoale cu glonț și mai multe componente de arme de diferite tipuri, peste 500 de cartușe de diferite calibre, tuburi de cartușe și capse de inițiere, precum și 2 grenade. Armele și muniția deținute ilegal de un bărbat în vârstă de 32 de ani au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar bărbatul a fost reținut de către polițiștii hunedoreni și prezentat instanței pentru luarea de măsuri preventive. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că armele, componentele de arme și elementele de muniție găsite la percheziții ar fi fost introduse ilegal în țară în perioada octombrie-noiembrie 2021 de către bărbat fără a fi declarate organelor vamale și erau deținute fără drept de către acesta. Polițiștii continuă în acest caz cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului, față de care a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. Acesta este prezentat în momentul de față procurorului în vederea luării măsurilor preventive. În cursul zilei de marți, 11 ianuarie, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului care locuia fără forme legale în Vulcan, iar polițiștii continuă cercetările. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterei infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată, iar bărbatul respectiv a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al SIAS, Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, precum și al Serviciului Român de Informații.